Eu sunt Stofi. Am aflat că toată lumea vrea să meargă în pădure. Sunt și eu tare curios. Ce e pădurea? Ce fel de păduri sunt? Oare cine trăiește acolo? Nu pot găsi răspunsuri la întrebările mele. Tare aș avea nevoie de ajutor. Oare cine mă poate ajuta? Te ajut eu. Salut! El e Slofi și eu sunt vocea profesorului tău. Pădurea este numită plămânul verde al pământului, unde poți descoperi multe lucruri curioase și interesante. Hai să-ți povestesc despre ea. Pădurea reprezintă teritorii acoperite de arbori unde cresc numeroase specii de plante, mușchi, ciuperci, ierburi, arbuști. De asemenea, este locul de trai pentru multe animale și păsări. Știai că este o fabrică de oxigen, de aer curat? Arborii nu sunt toți la fel? Reține, toți arborii au ceva în comun, dar totuși sunt diferiți. Aceștia au rădăcini, tulpină și coroană. Rădăcinile copacului fixează planta în sol. Trunchiul este cel care susține coroana copacului și asigură transportul apei și hranei între rădăcină și coroană. Coroana copacului este formată din ramuri, crengi și frunze. Copacul crește în permanență în grosime și lățime. Coaja crapă pentru a-i permite creșterea și extinderea. Ura! Acum știu totul despre arbori! Acum știu totul despre arbori! Și încă nu ți-am povestit totul! Eu cred că ai vrea să cunoști și tipurile de arbori. Toți arborii se clasifică în două categorii. Diferența dintre aceștia se observă toamna, când o parte dintre ei rămân fără frunze. Astfel sunt arbori cărora le cad frunzele și arbori care au frunza veșnic verde. Stejarul este un arbore înalt, cu ramuri puternice, coroană bogată. Scoarța stejarului este aspră, cu crestături adânci. Frunzele sunt adânc crestate pe margini. Fructul stejarului se numește ghindă. Se întâlnește mai des la câmpie și mai puțin la deal. Stejarii pot să trăiască până la 800 de ani și pot atinge înălțimea de 40 de metri. Pădurile de stejar se numesc stejarete. Bradul. Bradul este un arbore din familia de conifere. Are coroană în formă de piramidă, trunchiul foarte drept, ajunge până la înălțime de 12-18 metri. Frunzele bradului se numesc ace. Ele rămân verzi pe parcursul întregului an. Fructul bradului se numește con. Bradul crește la munte. Acum hai să vedem ce ai înțeles. Fii atent! Spune da sau nu. Vara, nici un arbore nu are frunze. Iarna, unii arbori au frunze verzi. Frunzele copacilor cad în luna mai. Bradul și molidul au frunza veșnic verde. Hai să verificăm. Vara, niciun arbore nu are frunze. Nu e adevărat. Iarna, unii arbori au frunzele verzi. Da, e adevărat. Frunzele copacilor cad în luna mai. Nu e adevărat. Bradul și molidul au frunza veșnic verde. Da, este adevărat. Și tu ai răspuns corect. Bravo! În pădure ai putea întâlni și arbuști. Măceș. Astea sunt fructele măceșului. Mure. Porumbe. Coacăza neagră. Dar pădurea ar fi tristă fără animale. Ursul este mai greu de observat, chiar dacă este un animal mare. Are culoarea blânii exact ca și tulpinile copacilor. Cerbii masculi pot fi recunoscuți ușor după coarnele ramificate. Printre crengile arborilor poți întâlni veverița roșcată, cu coada ei elegantă, adunând alune. Căprioara, animalul plin de grație care se ascunde de dușmanul ei lupul. Printre frunzele uscate poți întâlni un ghem coace și este ariciul,
Vulpea șireată poate fi observată cel mai des prin pădure. Iepurile este animalul care e cunoscut din curtea omului, dar el poate fi întâlnit și în pădure sau în câmp. E vorba de un iepure sălbatic. Lupul, un animal de care se feresc celelalte vietăți, și el se hrănește cu mortăciuni. În pădure mai sunt și păsări. Păsările sunt cele care încântă auzul. Ai putea întâlni privighetoarea, bufnița, ciocănitoarea și multe, multe alte păsări. Să descoperim împreună ce reprezintă pădurea și ce importanță are ea. Pădurea este o sursă de remedii naturale, curăță aerul, locul de trai pentru multe vietăți, un loc de relaxare pentru oricine, furnizează oxigen pentru toate vietățile, împiedică alunecările de teren, trebuie să avem grijă de ea. Iată acum avem un portret clar al pădurii și a vietăților din ea. Animale, păsări, plante, arbori. Aveți exemplu și voi puteți să le continuați. E fantastic în pădure! Voi cerceta și voi afla multe, multe alte lucruri interesante. Îți mulțumesc pentru informația care mi-ai adus-o. Deschide ochii, privește în jurul tău și află secretele pădurii. Descoperă comorele. Iubește și protejează pădurea. Fiecare pom e un om.